Ediția Simpozionului Internațional Unirea Principatelor Române. Am plăcerea de a vă prezenta invitații noștri, invitații de onoare, profesor universitar dr. Octavian Țâcu din Republica Moldova. Bine ați venit în România și sperăm să fie o singură România. Profesor Valentin Ajder, directorul editurii Acorn. Bine ați venit la noi. Și domnul profesor Avram Adrian, șeful Catedrei de Istorie din cadrul colegiului nostru, vă urez succes și numai bine. Încă o dată, bine ați venit! Deosebit într-un fel în care poate pentru cei care sunteți în România pare ceva firesc și neobișnuit într-un fel pentru românii din afara spațiului românesc, mă refer la spațiul fizic. Politic, pentru că astăzi am venit să vă vorbesc despre românii care sunt în afara României actuale, într-un spațiu în care dorința sau vrerea de a fi român este o provocare și este ca o bătălie zilnică în care mergem la război pentru a fi români. Cu regret, în anul 1859, așa cum știți, Basarabia nu era în cadrul României mici, atunci formate în cadrul noului stat. Mai mult decât atât, în mare parte, așa cum de asemenea cunoașteți, raptul Basarabiei a făcut și a stimulat unificarea principatelor în 1859, pentru că a devenit clar că Imperiul Rus are alte intenții decât cele pe care le declarase. Și este desigur o mare problemă că data de 24 ianuarie 1859 în Basarabia sau în Republica Moldova, cum este astăzi numită, este o dată a bătăliilor identitare și a contestărilor, așa cum este fiecare dată importantă din istoria românilor din Republica Moldova. Anul 1812, 1918, 40, 44, 45 sunt date care sunt văzute deopotrivă, fie eliberare, fie ocupație. Și acest context de rivalitate este unul care de fapt face imposibilă funcționarea acestui stat.
și despre care aș fi vrut astăzi să vă vorbesc. Am să mă rezum în a spune că v-am pregătit trei aspecte despre care vreau să discutăm astăzi. Primul aspect este legat de o carte care a luat naștere ca rezultat al unui proiect pe care eu, fiind ministru al tineretului și sportului în Republica Moldova, l-am inițiat în 2013, un proiect care se cheamă Expedițiile Memoriei, așa cum vedeți pe masă. Este un proiect unic pentru spațiul românesc, un proiect prin care am dorit să aduc mai aproape românii din spațiul post-sovietic, unde sunt cam jumătate de milion de români, duși forțat în mare parte, români care sunt așezați în Kazahstan, în stepa kazahă sau în Siberia de gheață, în Federația Rusă, și care un proiect pe care l-am inițiat împreună cu universitățile din România, în mod special Iași, București și Târgoviște, care împreună cu studenții de la Chișinău au mers 3 ani de zile în 3 expediții ale memoriei în Kazahstan și în Irkutsk, în acest an am fost, și care a dat naștere unor produse deosebite, în primul rând filme și în al doilea rând cărți, care fac să vedem istoria românilor și a românismului altfel decât sunteți obișnuit. Ce vedem noi din exterior este faptul că pentru românii din țară, în mare parte, a fi român este o chestiune firească, de multe ori trecută cu ușurință în trăiri și în alte chestiuni, ceea ce pentru alți români care își pierd și sensul de a fi români în această mare slavă în care au fost aruncați de vâltoarea anului 1940, este o provocare de fiecare zi. Și înainte de a vorbi despre Basarabia în acest context deosebit al anului 1959, vreau să începem prin a privi un film pentru a vă introduce în ambianța atmosferei despre care o să vorbim astăzi. Marius! Riscol, ninsoare. Noiembrie 2014, Kazahstan, Spask. Expedițiile Memorii. Un proiect cu 11 tineri din România și din Republica Moldova care își propun să meargă pe urmele celor care au ajuns aici fără voia lor la mijlocul secolului trecut. Lagărului 99 Spask, unul din 3 lagări care se afla pe teritoriul regiunii Karagandai, cel mai mare lagăr din prizonieri de război din Kazahstan și probabil din Uniunea Sovietică. Aici, în anul 1945, la sfârșitul războiului 2 mondial, se aflau 141.000 prizonieri de război. Condițiile în care erau întreținuți erau absolut dezastruoase, deci lagărul propriu-zis se afla acolo în vale. Mureau în jur de 100 de oameni pe zi, care erau aduși aici și îngropați. Pe teritoriul cimitirului, care îl vedeți, se află 23 de monumente, care reprezintă naționalitățile care au fost aici îngropate. Românii aici au fost, inițial cifra era considerat 7.000, au murit în jur de 1.000 de români în lagăr.
Deci, după estimările arhivelor sovietice, deci sunt explicit punctați 56 de moldoveni. 56 de moldoveni care au murit. Nu știm exact câți ei erau, propriu zis, numărul lor. Sovietice e diferențiat, au apreciat românii și moldoveni. Românii au două monumente aici, ambele sunt făcute cu sprijinul guvernului român, unul pentru prizonieri de război români și unul pentru cei din Basarabia și Bucovina. Cu regret, Republica Moldova nu are nicio implicație și asta este o chestie care ține de fapt că e jenant ipostaza că moldovenii au fost deci, prizonieri de război în primul rând. Pentru că noi, în general, discursul nostru este triumfalist, noi am participat la învingerea fascismului, dar în esență, deci este vorba despre basarabenii care au luptat în armata română și care deci, au murit aici. Сначала было хобби, а потом, наверное, уже стало смыслом жизни. Карагандинская область – это вот огромная область в Казахстане, вот, где-то проживает около 1,5 миллиона человек. И вот на этой территории было, да, в свое время был расположен Карлаг, который равняется территории Франции, и были политические лагеря. Масштабы потрясений, которые были в Карлаге. Я собирал артефакты Карлага, там, где печать, где рисунки, где какие-то воспоминания, где это. А потом уже, когда уже после сбора этих материалов надо было где-то его содержательную плату подкрепить, и начал искать книги. К сожалению, таких серьезных монографий, серьезных работ не было. И надо было вот восстановить какую-то картину, и мы начали с архивных документов. И на сегодняшний день у нас было уже выпущено около 20 книг. Ну, работы мы не только изучали вот историю Карлага, но и судьбу людей. И нам показалось, что это очень интересно, потому что через судьбу одного человека делать выводы и их изучать, она еще интереснее. Многие народы, многие этносы в Казахстан попали не по своей воле. И как раз вот эта та тема, которой мы занимаемся, они вот депортации, все наказания, все эти политические, они как бы здесь оказались, и они были в таком состоянии, когда представители казахского народа, увидев в их глазах вот это все эти потрясения, это и они разделились с ними боль. Да, как человека, да, сколько немцев было, сколько чеченцев, там полностью республика здесь она оказалась. И казахи делились последним хлебом, последним этим, вот даже Солженицын, который через некоторое время говорил
о казах не совсем такие положительные моменты. Он сам признавал, он говорил о том, что вот я находился вот в ссылке и так далее, казашка делилась хлебом, и мне доставалась постоянно горбушка, то есть самое вкусное место. И, конечно же, тот народ, который они насильно здесь оказались, когда к ним отнеслись вот, по-человечески и так далее, и они тоже тем же ответили. И я помню, в начале 90-х у нас очень массово переезжали немецкое население. Да? Это была трагедия. Я помню, вот, для того, чтобы проводить там, одну немецкую семью, целые аулы, выезжали на машинах и прощались. Это прощание были такие добрые, со слезами. Они долго переписывались. И многие сейчас возвращаются, да, с удовольствием возвращаются. И наши ездят. И вот эти отношения, такие человеческие, до сих пор сохранились. Занимаясь архивами, убедились, что представители румынской, молдавской национальности тоже были сильно репрессированы. Мы думали, список их будет там где-то 1000, 2000, 3000, а когда мы начали копаться, это очень много пострадали. Este astăzi un înalt demnitar de stat în regiunea Karaganda. Tot el este fondatorul uneia dintre cele mai importante instituții de învățământ din regiune, Universitatea Balașac. Și în perioada când era rector aici, din pasiune pentru istoria locului, a inițiat laboratorul Karlak, o inițiativă care ar fi o reflecție în oglinda expedițiilor memorii. Iată de ce, în cadrul vizitei, s-a și semnat o convenție de parteneriat între Universitatea Balașac din Karaganda și Universitatea Ion Creangă din Chișinău. De ani de zile, studenții cercetează împreună cu coordonatorii lor arhivele statului pentru a face lumină asupra faptelor istorice care s-au întâmplat aici. Ce spun că este unică? Pentru că tematica prizonierilor de război români a fost una ascunsă din mai multe motive, jenantă pentru că felul în care România a participat la războiul 2 mondial a făcut ca tematica prizonierilor să fie deliberat ascunsă oamenilor în general, numărul, condițiile de detenție și așa mai departe. Și datorită acestei posibilități de a merge în Kazahstan cu suportul Guvernului Român, Departamentul Relații și Politici și cu românii de pretutindeni, a fost finanțatorul acestui proiect, am avut ocazia să facem această carte. Ea este cuprinsă din trei părți și are, în primul rând, o referire la tematica prizonierilor de război români în general. Ceea ce nu s-a mai făcut până acum, numărul, felul cum au evoluat de-a lungul războiului până, deci din 22 iunie 1941 până în 23 august 1944, dar și după aceasta. În al doilea rând, această carte este importantă pentru că noi am extras numele fiecărui soldat român care a fost în acest lagăr. Lagărul Spask 99 era ca un oraș. Acolo au locuit din 41 până în 50 70.000 de prizonieri de război. Jumătate dintre ei erau germani, 22.000 erau japonezi și, conform cercetărilor noastre, 8.000 au fost români. Circa 1.000 din acești români au decedat, pe care noi am inserat explicit aici numele fiecăruia. Și 8.000 de oameni au fost înscriși în listele acestei cărți pe care o să le vedeți aici, într-o încercare de a da posibilitate românilor care și-au pierdut bunei, tați, părinți în lagărul din Spask, să poată recupera această memorie, pentru că listele acestor prizonieri cuprind locul nașterii, anul nașterii, gradul militar, contextul în care a fost luat în prizonieri,
Și ce este mai important, soarta lui ulterioară, eliberat, decedat sau transferat în alte lagări. În al treilea rând, prin ce este importantă această carte și ce am dorit să transmitem prin mesajul acestei cărți, este o tematică care aș fi vrut să o ating în acest simpozion, care nu-mi place că se cheamă internațional, pentru că ar fi trebuit să fie un simpozion național românesc, dar circumstanțele timpului și istoria atât de vitreg s-au așezat încât am ajuns să vorbim de simpozioane internaționale între Republica Moldova și România. Există în Republica Moldova o gravă problemă identitară legată de a fi român sau a fi moldovean, a vorbi limba română sau a vorbi limba moldovenească. Nu neapărat ca în Moldova românească, unde a fi român și a vorbi limba graiul moldovenesc este același lucru cu a fi român și a vorbi limba română. În Republica Moldova, ca și în acest spațiu imens pe care noi l-am explorat, sunt oameni care se consideră moldoveni ca ceva distinct de a fi român. Și lucrul ăsta l-am constatat că a început să prindă contur și în cadrul acestor prizonieri de război. Vă dau doar un singur exemplu foarte curios. Până în 23 august 1944 erau semnalați doar 78 de prizonieri care s-au declarat moldoveni din cadrul armatei române. Ca după 23 august și întoarcerea armelor, în câteva luni se apară 23.000 de prizonieri de război care s-au declarat moldoveni, din considerentul că au considerat oportun să se declare ca atare pentru că ar fi scăpat de captivitate, pentru că erau cetățeni sovietici în anul 40-41 și mai mult decât atât, chiar foarte mulți români prizonieri născuți în România propriu-zise, pentru că aici vedem anul, locul nașterii, au încercat să se declare moldoveni tocmai din considerentul de a depăși condițiile acestei captivități. Iar condițiile captivității și de ce fac acest exercițiu de foarte multe ori în Republica Moldova și în România, unde am posibilitatea de a lansa aceste cărți, pentru tineri mai ales, este de a înțelege condiția umană care a fost într-o asemenea măsură degradantă și degradată, încât ar trebui să ne facă să vedem viața altfel. Doar imaginați-vă în aceste lagăre, despre care a vorbit și domnul Nurlandu Latbekov, cu o suprafață cât Franța, au fost 14 lagăre, Carlagul era Karagandinsky Lager, așa se chema, erau 14 lagăre prin care au trecut de-a lungul timpului aproape 2 milioane de oameni și erau 4 lagăre de prizonieri de război, pe care, apropo, vrem să le investigăm în continuare. Mai este lagărul din Jekasgan, Step Lagul, așa numit, și lagărul din Balhaș, unde sunt români și unde cu siguranță vor urma și alte volume legate de publicarea integrală a acestor liste. Deci, doar imaginați-vă că acești oameni mureau ca muștele. Deci era o condiție absolut inumană. Aici în carte o să vedeți condițiile în care erau întreținuți și de ce mureau, dar dincolo de asta, chiar la nivelul felului cum își duceau viața cotidiană, ei nici nu puteau, nu aveau loc în barăci. Am avut un document în mână în care era o ordine interioară prin care la o anumită oră se trezeau din somn și erau rugați sau li se cerea să se întoarcă pe partea stângă sau pe partea dreaptă pentru că nu încăpeau pe aceste barăci. Mai mult decât atât, o parte din ei nici nu dormeau pentru că erau fie în drum spre minele de unde lucrau, fie se întorceau, fie erau propriu-zis la lucru. Și această viață în condițiile acestui lagăr am dorit să o facem publică, tocmai din dorința de a arăta că acum când trăim în niște condiții și avem posibilitatea de a alege, nu există motiv pentru a considera sau a ne plânge. Această carte este rezultatul unei colaborări între trei țări, chiar dacă două sunt state românești, și a fost o punte de legătură
între România, Republica Moldova și Kazahstan. Și dacă o să avem timp și bunăvoință din partea celor care au organizat, aș fi vrut să vedem la urmă, după ce încheiem prezentările noastre de rigoare, un fragment pentru a înțelege în deplinătate care sunt trăirile unor români care se află la 5.000 de kilometri și care s-au așezat în Kazahstan în 5 valuri consecutive. Românii în Kazahstan la ora actuală sunt cam 15.000, după ultimul recensământ oficial. La sfârșitul lunii sovietice erau 33.000. Vă dați seama că foarte mulți au murit, unii s-au întors și din această masă de 15.000, cam 1.000 se declară români și 14.000 se declară moldoveni. Cum s-a ajuns la această situație este o discuție îndelungată, dar ca să înțelegeți felul în care s-au așezat României în Kazahstan, primul val a fost la sfârșitul secolului 19-20, când în contextul reformelor lui Stolypin, mai mulți țărani din Basarabia au fost pur și simplu ridicați și duși în stepa kazahă. Unii au creat primele localități românești în nordul Kazahstanului. Și noi am vorbit cu cei descendenți din acei țărani basarabeni care au făcut, spre exemplu, satul Moldovanca sau satul Bulgarca sau sate cu denumiri românești pe care le-am găsit în nordul Kazahstanului. Un al doilea mare val sunt cei care au fost deportați, fie din regiunea transnistreană, fie din Basarabia propriu-zisă în 40-41 mai exact sau 49. Chestiunea românilor din Transnistria este iarăși una extrem de curios și interesant de studiat, pentru că politicile statului român în mare parte s-au axat asupra Basarabiei, neglijând un fapt important că în Ucraina, chiar și la ora actuală, este o mare componentă românească, dincolo de sudul și nordul Basarabiei, cum era. Deci au fost comunități românești până la Dnepropetrovsk și Harkov, care sunt aproape de frontiera cu Federația Rusă. O a treia grupă de români este cea care, despre care am vorbit, cei din lagările de prizonieri. Au mai fost un grup de români deportați în perioada în care liderul sovietic Nikita Hrușciov a inițiat desțelenirea și sunt cei mai numeroși, cei care au venit să desțelenească stepa kazahă. Și am găsit, pentru că studiul nostru făcut împreună cu studenții a implicat anchete sociologice, interviuri care le-am avut cu românii de acolo și în care am studiat profilul celor care se regăsesc în Kazahstan la ora actuală. Unii au venit atrași de propaganda sovietică care le oferea locuri de muncă mai bine plătite, căsătorii mixte, serviciu militar și multe alte lucruri. Prin urmare, deci, o să închei această prima parte, prima față a Basarabiei, prima ei față nefericită într-un fel, pentru că soarta acestor oameni a fost de-a dreptul tragică în condițiile în care nu au avut de ales. În acest an am mers în Irkutsk, poate o să avem timp în alte circumstanțe sau în altă dată să vă prezint și filmul legat despre Irkutsk, o altă comunitate unde au fost deportați 6.000 de români în anul 1949, o istorie la fel de tragică, pentru că în Irkutsk am găsit sate românești, sate făcute de români. Arhitectura caselor este românească, strada moldovenească, strada, oraș, am găsit satul Moldovanca, care era un sat făcut de moldoveni care au fost duși la tăierea pădurii și care, așa cum vă spuneam, i-am găsit chiar și la ora actuală, în Siberia. O a doua față care vreau astăzi să vă prezint este una fericită și una care probabil este o surpriză pentru mulți dintre dumneavoastră, mai ales cei din România propriu-zisă. Când am editat această carte, înainte de a vorbi de ea, vă spun o chestiune curioasă. Deci după ce am editat, am mers la Timișoara pentru a vă prezenta. De ce la Timișoara? O să vă explic de asemenea mai târziu. Și intrând în vamă, vameșul a deschis capota sau bagajul mașinii, zice, ce aveți? Zic, am cărți. Dar despre ce-s cărțile?
Zic că cartea mea este despre cel mai mare fotbalist român care a jucat vreodată în spațiu românesc. El zice, e mai mare ca Hagi? Zic că e mai mare ca Hagi, dar e născut în Basarabia. El zice, nu, nu cred. Și i-am arătat această carte despre Nicolae Simatov. Nicolae Simatov, un anonim pentru majoritatea dintre voi care sunteți aici, dar care în anul 1950-52 era cel mai mare fotbalist la FC Barcelona, campion al Spaniei și deținător al Cupei Latine, care era Liga Campionilor pe atunci, și care s-a născut în satul Grimâncăuți, raionul Briceni, atunci era județ Hotin, născut în anul 1920, și care printr-o întorsătură a sorții a fost adus la 14 ani în Timișoara, unde a jucat la Repensia, marea echipă aristocrată a timpului, și care, în condițiile războiului, instaurării regimului comunist, a ales o cale pe care n-a mai ales-o nimeni din sportivii români. Deci, prin munți a fugit în Italia, a fost legitimat la echipa Inter Milano, este vicecampion al Italiei cu Inter Milano, și după 2 ani la Milano, datorită talentului său unical, a fost cumpărat de FC Barcelona, a jucat 2 ani acolo și a atins culmele performanței pentru că este deținător la 5 trofee pe care Barcelona le-a obținut în 52 și pe care le-au reiterat abia în 2009, mare echipă care a câștigat 6 cupe. Și istoria lui Simatov, așa cum spun și copiilor și celor unde prezint această carte, este o istorie a unui om care și-a ales destinul împotriva celor care n-au avut ce să aleagă din acest destin, pentru că a doua mare problemă a Basarabiei la ora actuală este această orientare sau această bătălie între Est și Vest. Unii dintre cei care locuiesc în Basarabia și-ar dori să fie în spațiu euroasiatic, alții și-ar dori să fie în Uniunea Europeană, alături de România. Și această bătălie, din nefericire, așa cum ați văzut probabil la alegerile din toamnă, s-au întors spre spațiu euroasiatic. Și această carte este o dovadă a faptului, aceste două cărți, sunt o dovadă a faptului că un spațiu nu ne oferă decât suferință, tragedie, dramatism și umilință, iar un alt spațiu pe care l-a ales Nicolae Simatov în 1947, când a fugit din România, este unul al performanței sportive, al reușitei și al felului în care talentul unui om poate fi răsplătit pe măsura aspirațiilor pe care le are. Pentru că după fuga lui Simatov, el a fost complet iradiat din orice referință sportivă. Aceasta este prima carte și primul caz în care noi am încercat să-i redăm lui Simatov măreția pe care a avut-o, pentru că el a murit în Australia. Cu regret, nu s-a regăsit nici în Spania, unde era regimul Franco, și am făcut un film despre el, la fel cum am făcut și cu Expedițiile Memoriei, pe care, dacă o să doriți, pot să-l trimit, link-ul este deja, a fost prezentat și la Televiziunea Română și la Postul Moldova 1, Televiziunea Națională din Republica Moldova. Mă opresc aici pentru a lăsa timp cele de-a ultime părți cu care aș dori să închei înainte de a da cuvântul domnului profesor și domnului Așder, și o să rog pe Marius dacă poate să ne pune cea de-a patra secvență acestui film. Țara în care pe aceeași stradă poți întâlni o moschee și o biserică ortodoxă. Tatăl este musulman, iar mama creștină. Sau invers.
Copiii merg pe rând la ambele lăcașe de cult. Familiile sunt constituite de-a lungul vremii în contextul evenimentelor care au marcat acest spațiu. Deportări, lagăre de prizonieri, armata sovietică, detașamente de comsomoliști, politica comunistă de migrare a popoarelor în spațiul Uniunii Sovietice. Oamenii care au ajuns în Kazahstan, în diferite împrejurări, au rămas aici să-și ducă veacul, căsătorindu-se, născând copii, încercând să-și facă o viață frumoasă. Astfel, în cele 10 zile petrecute în Kazahstan, în programul Expedițiile Memoriei, echipa noastră, venită din Republica Moldova și România, a întâlnit zilnic connaționali. Ребенок Советского Союза, наверное, если этот ответ будет как бы емким. Большую часть приходилось разговаривать на русском языке, вот, в детстве, соответственно. Ну и уже как бы в зрелом возрасте, скажем так. Я родился в Караганде, затем, значит, мы уехали в Молдавию, долгий период жили там. И поскольку отец был механизатор, работал водителем, был бригадиром колонны, и мама работала в торговле. И вот Советский Союз, как сказать, тогда пинали постоянно туда-сюда. И когда уже жили в Молдавии, мы жили в село Салча, это Шалдонежский район, значит, родителям сделали опять предложение вернуться в Караганду, давали квартиру, повышение заработной платы, должности и так далее. Это был 86-й год, ну, соответственно, мы переехали опять назад в Караганду. И поскольку здесь как страна многонациональная, и все в основном разговаривают на русском языке, поэтому не было большой практики в детстве хорошо выучить свой родной молдавский язык. Ну, к сожалению, так. Жена разговаривает на молдавском очень хорошо, ну, а я, к сожалению, два слова по-русски, два по-молдавски. А где и как бы стоять лишено молдаван? Ну, это в процессе работы. Значит, когда-то давно с Андреем Михайловичем мы тоже открывали компанию и хотели заняться молдавской продукцией, чтобы реализовывать молдавский продукт на территории Казахстана. Вот, я сделал запрос в мэрию Кишинева, мне пришел ответ, мы стали общаться. Общаться сначала по переписке, затем я поехал в командировку в Кишинев, встретились, увидели друг друга, поговорили. А вы сначала переписывались по работе? Да. И в результате, в общем, забрал молдаванку сюда. Крещен в Молдавии, венчан в Молдавии, молдавская музыка в душе 24 часа играет. Ну, так у меня, наверное. Ну, незнание языка, конечно, коробит, но тем не менее, я не стал ни китайцем, ни корейцем, остался молдаванином. Ну и, опять же, в предприятии, поскольку оно наше личное, мы приглашаем тех специалистов. Ну, конечно, хотелось бы, то, что, может быть, вы уже увидели, да, это люди те, которые как бы ближе к нам, ближе по крови, по менталитету и так далее, то есть это молдаване. Мы просто уже определенный период времени живем вместе, с друг другом общаемся. Вот, по возможности стараемся отмечать все традиционные национальные праздники и так далее. Ну, поэтому получается вот такой костяк. Не урашується проксимати ваша офіціальна сурок три міжумати Ромину да Мемут Молдавин, да, Ромитка. Așa, și adică noi ne știm unul cu altul, care au fost deportați, aproximativ toți de-am dus, deci, da, deci, da, dus din viață. M-am căsătorit la Moldova și soția mea, adică tatăl ei, în ce ani, pe ani, 53, 4, 5, nu mai țin minte, lucrat în tot orașul ăsta, au făcut cunoștință cu ei, de cu soacră mea și de atunci adică soția mea e născută aici, orașul ăsta. Fiica mea e născută la Strășeni, picior meu născut aici și așa. Aveți așa o... Da. Fiecare an, adică aproximativ mă stăvă, fiecare an să mă duc la Moldova, în ospție,
acolo cu frații mei, îi cheamă părinții Nus. Da, aici cum vorbiți în familie? Rusești. Rusești. Da. Vorbind rusește, moldovenește, ori românește, cei care vibrează într-un fel anume s-au asociat aici în Kazahstan într-o comunitate intitulată Dacia. Ne-am fixat întâlnire cu ei la Muzeul Ținutului Natal din Karaganda. Ne-au povestit despre istoria acestei țări, despre contextul în care au ajuns aici. La standul cu cosmodromul Baikonur ne-au vorbit cu mândrie despre faptul că în meniul cosmonauților intră și preparate din Republica Moldova. N-au uitat gustul bucatelor de acasă, deși unii și-au cam uitat limba maternă. Firesc, scopul principal al membrilor asociației este să păstreze vie limba română aici, la mii de kilometri de țară. Limba intră în om, eu cred că odată cu laptele de la mamă. Și e imposibil să uit limba. Am găsit un moș în Trescazgan, în 1920 născut, care tot așa vorbește limba. Cu toate că n-avea cu cine vorbea, fiindcă au fost 10 ani de lagăr stalinist oprimit. Și totuși vorbește limba, datorită ex-ambasadorul României, care a fost în Kazahstan, Vasile Soare. Deci ne-am întâlnit cu ambasadorul și am hotărât să facem, deschidem o societate aici. Erau mai multe dezbateri. Păi că noi suntem moldoveni, că noi suntem români, că nu știu ce. Și atunci eu personal i-am întrebat care sunt strămoșii voștri. Și moldovenii au zis că sunt daci și românii tot au zis că sunt daci. Atunci zic, hai să ne numim daci și terminăm cu toate dezbaterile astea. Deci societatea Dacia este ca un, eu știu, ca un șivoi de aer curat, adus de acasă, de la patrie, unde omul poate vorbi, se poate expune. În primul rând este păstrarea limbii, identității, culturii, istoriei și tot ce este românesc, tot ce este spiritual. În Kazahstan se mai sărbătorește și ziua limbilor, nu a limbii, dar ziua limbilor, popoarelor din Kazahstan, unde vreau să spun eu că noi și primii, tot timpul la așa festivaluri, toți vorbeau ori limba engleză, ori rusă, ori limba kazahă. Noi am fost primii care a ieșit și a citit balada Miorița, și le-am arătat la toți ce frumoasă limba avem. Pentru noi tricolorul este un simbol, este o apropiere de patria mamă și este un simbol care îl păstrăm. Practic toți membrii au simbolul ăsta, noi l-am adus la toți din România. Sunt aici, limba mea niciodată n-am să uit și obiceiile care le-am apucat de la părinți, eu le țin până în ziua de azi. Când e sărbătoare mare, mă duc la biserică, când acasă citesc ceva, duminica nu gătesc mâncare, încă au zis ce fac sâmbătă, pâine nu tai duminica, așa am apucat de la părinți, așa și țin. Așa am apucat de la mama, ea este din România. Noi când am venit în Basarabia, înainte se numea Basarabia în Moldova, eu aveam în 58, eu aveam 10 ani. Mama mea s-a dus din viață, 3 ani în urmă, avea 89 de ani. Bunica din România a trăit 107 ani, bunelul 110 ani a trăit. Tare. Și ei acolo au fost tare bogați, părinții mei au fost primi bogătași în România. Aveau și pământ mult și în Basarabia pământ, au avut acolo și restoranul, au avut și fabrică de uloși, fabrică de tricotaj, pământ. Vite, foarte bogați au fost, totul luat la comună. Aici sunt copii, aici am doi ficiori și o fiică, un ficior în Belorusia trăiește, o cea mai mare fată trăiește în Germania și a doua fată trăiește în Chișinău. Deci aveți copii prin toată lumea? Da, în toate țările, 6 copii am. Am 12 nepoți, noi răsc nepoți. Și cum vă întâlniți aici comunitatea românească? Foarte bine. Foarte bine. Așa ne place, foarte mult să ne grămădim.
care și ce aducem, facem așa o masă bogată, stăm, vorbim care și ce are, știm toate noutățile de la România, ce acolo se face, cine și cum, tot, e foarte bine, îmi place așa, așa cum îmi place. Ne îmbrăcăm toți în haine românești, avem aici costumuri, sunt toate și foarte vesel, foarte bine îmi place. Școala este, iată, nepotul foarte tare se trăie, sunt mai mulți copii, sunt care s-au dus de acum de aici, învață în România și el cu nerăbdare așteaptă termine clasa nouă și s-o duc toți în viață. Există această școală de duminică a Asociației Etnicilor Români din Caraganda. Aici am lucrat cu persoane, să le spunem, studenți de diverse vârste. Cea mai tânără student are 6 ani, este nepoata poetului Simeon Plămădeală și cel mai vârstnic cred că are 70. Deci o plajă extrem de largă. În opinia mea sunt 3 dimensiuni sau 4 dimensiuni importante. Una este cea istorică și în acest arhipelagul lac, cum l-a numit Solzhenitsyn, am descoperit o istorie destul de tristă a multor oameni de diverse naționalități care au suferit, printre care și etnicii români, moldoveni din Bucovina și așa mai departe. Apoi există o dimensiune culturală. Și aici domnul Nicolae Fischi se străduiește să mențină această vie, această tradiție prin folclor, dansuri, prin participarea la diverse evenimente. Avem și un sprijin deosebit din partea ambasadei române la Astana. Apoi există o dimensiune, să spun, socială sau în sensul că sau antropologică, în sensul că foarte mulți etnici români încep acum să-și caute rădăcinile, să se reancoreze, să învețe limba, să găsească modalități de a fi în legătură cu România. Și ultima, există o dimensiune lingvistică. Limba e un semn identitar, este mijlocul prin care se transmite cultura și de aceea a rămas un simbol al identității. Cel mai mult m-a impresionat oamenii, adică moldovenii, românii care locuiesc aici, dar nu au uitat cultura, limba, nu au uitat tradiția noastră pe care o purtăm și o păstrăm noi. Aici, la mii de kilometri, ei totuși sărbătoresc aceleași sărbători pe care le sărbătorim noi acasă. Au aceleași tradiții, adică discutând cu ei, am văzut că nunțele le păstrează. Tradiția nunții moldovenești o păstrează și aici. Și au fost și momente în care eram impresionată de tandrețea cu care vorbeau despre țara lor natală, de dorința de a se întoarce înapoi, dar totodată și de problemele cu care s-au confruntat aici. În drum spre casă am revenit la Almaty. La gara ne-a așteptat Valera, șoferul nostru destoinic și ospitalier. Este acasă? Voi ați înțul, când ați ajung la Itasiel, ca să vină ați înțul. Hai, pa! Ne-a făcut cunoștință cu Ion Groza, un moldovean care și-a plantat un nuc în curte, deși nu este caracteristic Kazahstanului această specie. Ești la Iași, Marat. Și tu ești la Universitatea de Stat, că este la Universitatea de Stat, istoric, și fiind în cel două, la Creang, la Universitatea Pedagogică. Că ți-a fost ziua de noștri? 65 de ani. La mulți ani.
Da. Șecam, aia cu pisa vă împisiți la... 65, da? Da. Și atât. Trage din chișcă și uite. Bucureu mă și mulțumim că ne-ați primit aici acasă. Chiar aici în Belgiu, în Moldoveni, au făcut întotdeauna treburi cel mai important. Fii sănătos. Raz și s... Cum se cheamă? Исполняется моему отцу, которому солдали 100 лет. Сегодня. 100 лет, да. За дня 14 года. Да, я говорю, я почему, когда он сказал, давай, ты лук уиста, бечу и что, у фос, у живота ты дей, отряд космонавтов. А еще, космонавт. Но, его, он крат в отряд священников космонавтов, для Гарда Москва. Și așa e în toată... Nu, вот космонавт, вот смотри, который написано. Надежда и Яна же газета, о том будет память. Вот церковь Латинка, это индус. Ce m-a impresionat foarte mult este faptul că moldovenii de aici au păstrat tradițiile. Și-au păstrat felul de a-și amenaja casele, diferite suvenire, diferite meleuri care sunt în casele lor, au un fel de specific moldovenesc și ei duc două mâncării de acolo și chiar o prepară de multe ori. Era o doamnă Anița din satul Carabas și ne-a rugat, atunci când veți veni data viitoare, vă rog să-mi aduceți făină de porumb ca să vă prepar mămăligă și alte lucruri. Mult duc dorul la bombanele de aici, o altă doamnă ne-a rugat să-i aducem muzică populară. Frate, mă, davai! Și aici am ajuns tot cu Valera la invitația lui Ionu Groza. Acest luptător de altă dată rămâne și astăzi aproape de sport, fiind fotograful oficial al complexului.